Dragi telespectatori, bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Puterea Rugăciunii. Pentru ediția de astăzi avem bucuria și plăcerea să avem împreună cu noi pe fratele Ilie Popa, păstor al Bisericii Sfântul Andrei din Suceava. Cei care vă urmăresc pe Alfa Omega v-au știut ca păstor al Bisericii Peniel Viena, dar este o vreme nouă și în viața dumneavoastră pentru că Domnul vă călăuzește să reveniți cu slujire full-time în România. Mulțumesc, frate Ilie, pentru acordul de a fi prezent la această emisiune. Și eu mulțumesc tare mult și mulțumim telespectatorilor, celor care ne ascultă. Ziua de astăzi este zi în care ne unim în rugăciunii cu toții, la puterea rugăciunii. Știu că aveți foarte tare pe inimă România și rugăciunea pentru țară. Slujiți în multe feluri oamenilor, vă rugați pentru foarte multe cauze individuale, dar de data aceasta, la această emisiune, am provocarea să îi încurajați pe cei care urmăresc emisiunea vis-a-vis de rugăciunea pentru țară, vis-a-vis de rolul nostru ca și copii ai Domnului într-o vreme ca aceasta, plantați, născuți, creați de Dumnezeu într-o țară specifică, România în cazul nostru. Cum vedeți rolul nostru ca și copii ai Domnului legat de țara în care ne-a așezat Dumnezeu vis-a-vis de responsabilitățile pe care le avem? Mântuirea este individuală, fiecare intră în relație de legământ cu Domnul, dar ca și copii ai Domnului putem impacta cumva o națiune, națiunea în care Domnul ne-a așezat. Dar de ce? Dumnezeu ne-a așezat în națiunea aceasta și mulțumim Domnului că suntem români. Da. Fiecare dintre noi, indiferent în locul în care locuim, unde ne-am născut, este o responsabilitate și o bucurie în același timp să ne rugăm. În 1 Timotei, capitolul 2, versetul 1, cuvântul Domnului spune, vă îndemn, dar înainte de toate să faceți rugăciuni, cereri, mijlocieri pentru toți oamenii și după aceea începe să îi nominalizeze pentru cei care sunt aflați în legătorii. La nivelul fiecărui comune, la nivelul fiecărui sat, sunt autorități locale, oameni care sunt înălțați în legătorii și datoria noastră credincioșilor este ca să ne rugăm pentru ei. În Proverbii 11:11 spune că cetatea se înalță prin binecuvântarea oamenilor fără prihană. Ați spus despre țară. Ca să putem acoperi o țară cu rugăciune, e nevoie ca fiecare localitate să fie acoperită cu rugăciune. Așa înseamnă că trebuie o multitudine, o mulțime de credincioși care să-și asume responsabilitatea să se roage în mod concret pentru o localitate. Fie că este un sat, o comună, un oraș, poate să fie mai mult, o regiune mai mare, dar important este să se roage. Sunt localități în care comunitatea de creștini este mai mare, alte localități în care comunitatea de creștini este mai mică sau aproape deloc. Adică sunt oameni, poate nominal creștini, dar nu cunosc cuvântul și nu cunosc nici puterea rugăciunii. Cum ne putem ruga totuși pentru o națiune în contextul acesta în care sunt diferențe așa de mari de populație creștină, să zic, care îl cunoaște pe Dumnezeu într-un mod personal și care au viață de rugăciune? Cum ne putem ruga pentru o țară în care sunt discrepanțe sau diferență de felul acesta? Important este să ne rugăm. În Biblie avem mai multe exemple de modul cum lucrează Dumnezeu. În Zaharia 12:10 este scris că Dumnezeu toarnă peste casa lui David, peste Ierusalim, peste Israel, un duh de îndurare și un duh de rugăciune. Noi putem să ne rugăm în acord cu Zaharia, capitolul 12, de la versetul 10 la versetul 14, în care acolo este menționat că toți își întorc privirile spre cel care a fost strepuns, adică spre Domnul Iisus Hristos, și încep să se roage. Familie după familie este nominalizată acolo, femei din mod deosebit, bărbați în mod deosebit. Și noi ne putem ruga, chiar dacă locuiesc în Banat sau în Ardeal, și mă gândesc la Dobrogea, mă gândesc la Oltenia, mă gândesc în partea de sud a României, unde sunt prezența evanghelică este procentual, este mai mică, ne putem ruga ca Dumnezeu să toarne un duh de rugăciune peste slujitorii altarilor, peste preoți, peste oameni. Pur și simplu, Duhul Sfânt toarnă Duhul acesta de rugăciune peste națiunea noastră. Eu cred în lucrarea lui Dumnezeu. Amin.
Odată la Domnul Iisus Hristos au venit ucenicii și a spus așa: Doamne, am găsit oameni scosând drași în numele Tău și am oprit. Și Domnul Iisus a spus: de ce ați oprit? Lăsați-i, nu, că nu veneau după noi. Deci rugăciunea nu este confesională, rugăciunea este înaintea lui Dumnezeu și toată națiunea este chemată să ne rugăm înaintea lui Dumnezeu pentru țara noastră. În numele Domnului Iisus Hristos, așa cum ne învață Scriptura, da. Deci asta e un răspuns, pentru că vreau să întreb, cine se poate ruga pentru țară? Cine este chemat să se roage? Cine ar trebui să se roage pentru națiune, pentru țara noastră, în cazul nostru specific? Oricine, orice copil, orice creștin, orice copil al lui Dumnezeu. Poate cineva zice, eu nu sunt vrednic să mă rog. Nu sunt chemat, nu sunt înzestrat de Dumnezeu. Așa cum ne rugăm rugăciunea Tatăl nostru, și așa, o știm cu toții, am învățat-o de copii, ne rugăm că împărăția lui Dumnezeu, numele Lui să fie sfințit și voia lui Dumnezeu să se facă precum în cer, așa și pe pământ, în națiunea noastră. Dar eu iau bucățică cu bucățică. Un proverb spune, sau o maximă spune, cum se poate mânca un elefant? Bucățică cu bucățică. Cum se poate acoperi o țară cu rugăciune? Localitate după localitate. Dumnezeu trezește Duhul oamenilor, trezește Duhul locuitorilor și încep să se roage, fiecare în felul în care el știe să se roage. Rugăciunea este inițiată de Duhul Sfânt, de Duhul lui Dumnezeu, și eu chiar încurajez pe cei care ne ascultă să înceapă să se roage. Așa cum știm noi să ne rugăm. Așa cum știm noi să ne rugăm, ne rugăm, spune: Doamne, binecuvintează satul meu, binecuvintează comună, binecuvintează. Și începem să binecuvântăm. Fiindcă așa scrie, o cetate, un sat, o localitate, o țară se înalță prin binecuvântarea oamenilor fără prihană. Poate zice cineva: bine, dar eu nu sunt fără prihană. Că acolo așa este o condiție. Așa se înseamnă că noi ne pocăim înaintea lui Dumnezeu. Și ne rugăm și spunem: Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, iartă-mi toate păcatele, mă pocăiesc înaintea Ta. Și după ce mă pocăiesc, îmi însușesc iubirea și iertarea lui Dumnezeu, încep să mă rog pentru țară, pentru zona mea. Da, este un răspuns indirect și la altă întrebare pe care vreau să o pun. Cum ne putem ruga? Pentru că poate unii zic, eu nu știu să mă rog. Sunt frați care au mai multă pricepere, sunt mai înzestrați, mai hăruiți, cum zic unii, să se roage pentru țară. Dar cred că fiecare, atât cât Domnul ne-a dat înțelegere și descoperire cum să ne rugăm pentru țară, o putem face. Și prima formă de rugăciune este aceasta a Tatăl nostru. Și mai ales să rostim cuvinte de bine peste țară, cuvinte de binecuvântare. Să vorbim de bine țara noastră, pentru că prin vorbirea noastră de multe ori am înnegrit țara. Am vorbit cuvinte rele peste țară, am vorbit cuvinte rele peste ogoare, peste dregătorii, peste conducătorii laici ai unei comunități, ai țării. Deci am înnegrit țara prin vorbirea noastră și noi românii suntem destul de pricepuți la sportul acesta de a judeca, de a condamna, de a vorbi negativ. Este, cred, esențială această abținere în a mai vorbi de rău. O țară, o comunitate, lideri, chiar dacă nu sunt corecți, chiar dacă nu sunt ok, să-i vorbim de bine. Cum? Cum îi putem vorbi de bine pe niște oameni pe care îi vedem că nu fac lucruri bune? Deci, așa cum am citit în 1 Timotei, capitolul 2, noi suntem chemați ca să... Aici spune, vă îndemn să vă rugați. Este o încurajare, un îndemn, în același timp este și o poruncă, să ne rugăm pentru ei, să nu judecăm, fiindcă și în Romani, capitolul 13, Apostolul Pavel vine și spune că stăpânirile sunt lăsate, nu fac politică, sunt lăsate de Dumnezeu, sunt rânduite de Dumnezeu, da. Sunt în slujba lui Dumnezeu ca să apere dreptatea și să-L apere pe El. Putem să ne rugăm pentru cei înălțați, pentru, la nivel de comună, pentru primari, pentru consilieri, pentru cei care sunt la primărie: Doamne, mă rog pentru ei ca Tu să le dai înțelepciune, să fie oameni corecți, oameni corecți, oameni care să apere adevărul și să facă dreptate. Și de fiecare dată când mergem la primărie, să avem ceva de rezolvat. Ei să ne primească cu bucurie și să ne slujească, să ne servească, fiindcă ei sunt în slujba noastră. Ați spus despre câmpuri.
Eu mă aduc aminte de anii copilăriei mele. Eram copil și mergeam, astea prin anii 50 și ceva, mergeam cu tata la plug, primăvara, și aram pământul și semănam. Și tata, după ce termina de semănat, eu eram copil și nu înțelegeam atunci, dar acum înțeleg. Se pleca pe genunchi la marginea ogorului și spunea: Doamne Dumnezeule, eu am semănat, mi-a făcut datoria mea. Acum eu încredințez ogorul acesta în mâna ta și tu faci ca să încolțească, să crească. Și începea să binecuvinteze și să spunea, el spunea, apără-l de grindină, de animale sălbatice, de tăciune, de nu știu ce, de hoț, de așa. Și eu îți mulțumesc. Și noi putem binecuvânta ugoarele. Exact așa cum mi-am adus aminte de tata. Tata era credincios. Eu înțelegeam puțin atunci, acum înțeleg tata cum se încredea în Domnul. Și noi binecuvântăm România cu belșug de pâine, să fie grânarul Europei. Este o promisiune a Domnului că Domnul va face din nou România să fie coșul de pâine al Europei. Și poate ne dați acel exemplu pe care mi l-ați spus înainte de a intra în emisiune, vis-a-vis de modul cum Domnul v-a ascultat o rugăciune de binecuvântare a pământului când ați fost în Bărăgan. Deci, în afară de amintirile mele din fragi de copilărie, odată mergeam cu mașina de la București înspre Băina și am trecut pe Uzicean, Slobozia și ne-am oprit. În Bărăgan am făcut o pauză și am mâncat ceva pe marginea drumului și când m-am uitat pe câmpul, erau ciulinii Bărăganului. Ne aducem aminte de expresia aceasta din cărți. Și atunci am început să ne rugăm și am început să vorbim peste câmpuri. Nu veți mai fine arate, nu veți mai fine asemănate. În locul spinilor și mărăcinilor, în locul ciulinilor, vor fi recolte, se va auzi din nou glasul culegătorilor. Chiar dacă atunci ai scris în Vechiul Testament și era așa era metoda de a culege roadele. Ne-am rugat, am ridicat mâinile și am binecuvântat câmpurile. Doar m-am rugat. Apoi o altă dată mergeam de la Pitești înspre Craiova și tot așa. Vedeam câmpurile nearate, nesemănate, numai pustii. Am lăsat în paragină și ne-am rugat. Și a trecut un timp. Și odată călătoream și când m-am uitat, s-a schimbat raportul. Adică, dacă atunci era poate peste 80% nesemănat și necultivat, dintr-o dată am văzut raportul schimbat. Dar Duhul Sfânt mi-a adus aminte. Dacă nu m-aș fi rugat atunci, pentru mine n-avea nicio importanță că vedeam acum câmpurile arate și semănate și pline de rod. Dar fiindcă ne-am rugat atunci, Duhul Sfânt mi-a adus aminte și a spus, uite-te, Dumnezeu a schimbat circunstanțele. Asta e o încurajare mare pentru, cred, pentru toți cei care urmăresc această emisiune, pentru că am vrea ca România să redevină o țară binecuvântată, roditoare, este foarte bogată, Dumnezeu a pus foarte multă bogăție naturală în țară, dar a fost lăsată în paragină de oameni care poate nu au fost suficient de înțelepți, poate nu au avut destule resurse, dar Domnul poate schimba situațiile dacă noi ne rugăm, dacă începem să vedem cu ochii Domnului țara aceasta, că e o țară frumoasă, e o țară plină de potențial extraordinar. Dar acest potențial iese la lumină atunci când Dumnezeu scoate la lumină bogățiile pe care El le-a pus în țara noastră. E o încurajare mare pentru oameni să se roage pentru recolte. Dar cum ne putem ruga poate și pentru alte contexte, alte situații, gen acum suntem în această vreme de pandemie. E multă frică și e multă poate neliniște în inima românilor. Dumnezeu promite că El poate interveni în astfel de situații. Cum e încurajarea dumneavoastră să ne rugăm pentru țară în contextul acesta? Traversăm o perioadă foarte dificilă. Și noi traversăm. Toți, absolut. Și am găsit cuvinte de încurajare în Sfintele Scripturi. În 2 Cronici, capitolul 7, versetul 13 și 14, acolo este un cuvânt care este menționat. Zice, când voi închide cerul și nu va fi ploaie, când voi împărăși lăcustelor să mănânce țara, când voi trimite ciuma în poporul meu, ciuma, molima, astea sunt epidemii. Și Biblia vine și spune, când lucrurile acestea lovesc o națiune, este promisiunea, dacă oamenii, poporul lui Dumnezeu. Exact. Va zice cineva, care este poporul lui Dumnezeu? Credincioșii, creștinii, indiferent de confesiune. Exact. Dacă ei se vor pocăi, se vor smeri, vor mărturisi păcatele, se vor întoarce cu fața, noi ne întoarcem cu toții în fața la Dumnezeu. Și spunem, Doamne, iartă-ne păcatul, vindecă țara, tămăduiește aici este cuvântul.
Dumnezeu este credincios și drept. Eu cred în credincioșia lui Dumnezeu, că El vechează asupra cuvântului Său și Dumnezeu nu poate să mintă, El nu este ca un om. Dumnezeu caută chiar un om. Spune, caută între ei un om. Ezechiel 22:30, care să stea înaintea mea, adică să stea înaintea lui Dumnezeu în mijlocul circunstanțelor, în mijlocul problemelor societății, nu uneva izolat, cu, având cuvinte de condamnare, voi ați păcătuit, voi ați făcut, o, așa vă trebuie, nu așa ceva. Nu, în mijlocul spărturilor, în mijlocul dărâmăturilor, înaintea lui Dumnezeu. Profetul zice, nu găsesc niciunul, ne găsește pe noi, fiecare dintre dumneavoastră, dragi telespectatori, vă invit să fiți un om care îi spuneți darul Dumnezeu. Ne rugăm. Și Dumnezeu aduce vindecare. Eu cred în puterea lui Dumnezeu de a vindeca o națiune, fiindcă în Numeri, când El a spus, eu sunt Dumnezeu care te vindecă, în Exod, când a spus, eu sunt Dumnezeu care te vindecă, Jehova Rafa, Dumnezeu a vindecat o națiune întreagă. Și Dumnezeu poate astăzi, El este același, vindecă o națiune întreagă. Avem exemplu și Domnul Iisus. I-a vindecat pe toți cei care au venit la El. Deci Dumnezeu este un Dumnezeu care vindecă, care răspunde la rugăciuni, dar ne așteaptă pe noi să ne facem noi partea. Pur și simplu noi ne rugăm. Ne rugăm împreună cu biserica. Ne rugăm și individual. Psalmul 2 cu versetul 8. Cerem și îți voi da națiunile în stăpânire. Eu cred în faptul că Dumnezeu ne dă oportunitate, ne dă privilegiu ca să putem lua în parteneria de rugăciune sau ne încredințează națiunile să ne rugăm pentru ele. Dumnezeu are încredere în noi, copiii Lui, credincioșii, biserica, și ne rugăm pentru vindecarea națiunilor. Fiindcă este scris, El face să strălucească mântuirea și lumina pe fața națiunilor. Mântuirea nu înseamnă mântuirea sozo, în limba greacă, înseamnă și iertare de păcate, și restaurare, și binecuvântare, și eliberare, și tot ce a adus păcatul în societate și în lume. Este depărtat de Dumnezeu. Da. Și noi ne rugăm. Ne rugăm pentru națiuni. Luăm națiunile Europei, luăm națiunile lumii, luăm... Dar ne rugăm pentru... Suntem în contextul rugăciunii pentru țară. De ce insist pe rugăciunea pentru țară? Pentru că cred că depinde de noi, de copiii domnului din România, cum merge mai departe țara noastră? Pentru că chiar acum vedem că lucrurile nu sunt poate nemaipomenit de bune, că poate mulți sunt descurajați, sunt obosiți de luptă, sunt parcă nu văd răspunsul la rugăciuni. Eu cred că Dumnezeu lucrează și este această motivație să ne rugăm și să nu ne lăsăm. Poate că Dumnezeu lucrează în modul în care nu ne așteptăm și ci are răspunsuri la care, cum v-ați rugat pentru pământ atunci, da, pentru Bărăgan. Ați și uitat, dar Dumnezeu a lucrat și a făcut lucruri importante. Totul este să vedem cum Domnul lucrează, cum răspunde la rugăciuni și să nu ne lăsăm, să fim cu o inimă deschisă ca să primim acele gânduri de la Dumnezeu. Doamne, acum pentru ce mă rog? Cum mă rog pentru țară? Mă rog, de exemplu, pentru copiii săraci în perioada asta a sărbătorilor care n-au nicio bucurie, care sunt lipsiți de toate. Domnul va găsi soluții, chiar dacă poate noi personal nu putem ajuta 1 milion de copii care sunt la limita sărăciei în România. Dar important este să ne rugăm. Important este să ne rugăm pentru binecuvântarea țării, pentru frângerea acestei sărăcii din țară, pentru întoarcerea Dumnezeu, de fapt, a oamenilor. Pentru că toate aceste rele care sunt în țară sunt consecințe ale păcatului, ale idolatriei, în primul rând, ale căutării răspunsurilor la alți dumnezei. Mulți oameni din România încă caută răspunsuri acolo, nu la Dumnezeu, în alte părți. Și atunci sunt situații în care poate oamenii nu știu cum să se roage neapărat, dar Domnul ne cheamă pe noi, cei care îl cunoaștem, să ne rugăm și să ne rugăm chiar identificându-ne cu păcatul celorlalți. Cum a fost modelul lui Daniel când a zis, Doamne, iartă-ne că noi și părinții noștri am păcătuit. Nu el personal, dar s-a identificat cumva cu lucrul acela. Sunt promisiuni în Biblie că Dumnezeu ne ascultă. În Marcu 11, 23 și 24, acolo este menționat că lucrurile pe care noi le cerem de la Dumnezeu, Dumnezeu ne ascultă și tot ce zicem, Dumnezeu deja a și împlinit, vom avea lucrurile respective. Și în 1 Ioan, capitolul 5, cu versetul 14,
Spune, îndrăzneala pe care avem la el este că dacă cerem ceva după voia lui, ne ascultă. Și versetul 15, 1 Ioan 5 cu 15, și dacă știm că ne ascultă, pentru faptul că știm că ne ascultă, suntem stăpâni pe lucrurile care le-am cerut. Voia lui Dumnezeu este ca noi să ne rugăm pentru națiune, să ne rugăm pentru conducători, să ne rugăm pentru țară. Dumnezeu vindecă țara. Dumnezeu caută oameni care să stea înaintea lui, între cei vii și între cei morți, cum a stat altădată Aaron când a izbucnit urgia lui Dumnezeu în națiune. Da. El a luat cădelnița. Cădelnița cu tămâie în Noul Testament înseamnă rugăciunile Sfinților. Da. Și zice, caut între ei un om. Puterea țuliterii Ierusalimului și căutați un om. Dacă găsești un singur om, el ierta Ierusalimul, o localitate capitală. Acum, Dumnezeu, eu sunt mai mult decât sigur, la noi în România sunt mii de credincioși, mii de creștini din toate confesiunile care se roagă. Am ajuns pur și simplu, am văzut că multe lucruri nu mai funcționează și singurul lucru care ne ajută în perioada aceasta este numai Dumnezeu. Așa ne rugăm în cămăruță, fie la biserică, fie la slujbă, indiferent unde suntem noi, strigăm către Dumnezeu și Dumnezeu ne ascultă. Da, e o vreme când am mai tot auzit că și oamenii din jur vorbesc în felul acesta. Acum numai Domnul ne mai poate ajuta. Când auzi eu pe oameni spunând lucrul acesta, clar că încep să se uite spre Dumnezeu, așteptând ajutor de la El și nu neapărat de la oameni, de la circumstanțe, de la finanțele pe care le au sau nu le mai au, sau de la alte contexte umane în care și-au pus poate încrederea până atunci. Cred că e o vreme interesantă pe care o trăim ca țară și cred că este un moment foarte prielnic ca Dumnezeu să-și reverse slava Lui și ca națiunea aceasta cu adevărat să se întoarcă la Dumnezeu masiv. Cred că asta va fi cheia și rezolvarea multor necazuri pe care le avem acum ca țară, dacă oamenii se întorc la Dumnezeu. Dumnezeu așteaptă. Dumnezeu așteaptă întoarcerea noastră la El. Dumnezeu așteaptă ca să-L căutăm, să ne întoarcem fața înspre El și să-L căutăm pe Dumnezeu. Eu am mai găsit în Biblie iar scris un cuvânt și așa este o mare încurajare. Dumnezeu este gata să răspundă și celor care nu strigă către El și să se lase găsit și celor care nu-L caută. Dumnezeu vine în îndemnarea nevoilor noastre. Pur și simplu, El este implicat în viața noastră socială, este implicat în viața noastră politică, este implicat în viața noastră religioasă, este implicat în viața de familie. Fiindcă El vine în ajutorul celor care suspină, cei care cad sub povoarea greutăților, Dumnezeu vine și îi ridică. Cunosc bunătatea și dragostea lui Dumnezeu, fiindcă a venit în ajutorul nostru de multe ori. Urechea Lui nu este prea tare. Deci, nu neapărat o rugăciune complicată, sofisticată, ci doar, Doamne, ajută-mă, Doamne, ai milă de mine, Doamne, îndură-te de mine. Și Dumnezeu ascultă și Dumnezeu vine în ajutor. Amin. De asta este și misiunea aceasta, puterea rugăciunii. Vreau să vă spun că doar un strigăt, un suspin îndreptat către Dumnezeu, Dumnezeu ia aminte și vine în ajutorul fiecăruia care strigăm către El. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Fratelie, vă încurajez să vă rugați acum. Poate, cum nu vă va clăuzi pentru țara noastră, pentru audiență? Aș vrea să ne unim în rugăciune și cu dumneavoastră cei care ne urmărit și haideți să ne rugăm împreună. Doamne Tată, ne închinăm înaintea Ta în numele Domnului Iisus Hristos și mărturisim că Tu ești singurul Dumnezeu adevărat. Nu este alt Dumnezeu în afară de Tine, nici sus în cer, nici jos pe pământ. Doamne Iisus Hristos, ne închinăm înaintea Ta și mărturisim, Tu ești singurul Fiul al lui Dumnezeu. Ai venit în lumea noastră, ai murit pe cruce pentru toate păcatele noastre, pentru păcatele națiunii, pentru păcatele mele, pentru păcatele fiecăruia. Ai purtat în trupul Tău pe lemn toate suferințele noastre, toate desnădejdele noastre, Te-ai făcut blestem pentru noi ca noi să fim eliberați de blestemul legii și de orice formă de blestem. Doamne Iisuse, ne închinăm înaintea Ta și ne pocăim. Iartă-ne păcatele. Doamne Tată, ne pocăim înaintea Ta și mărturisim păcatele noastre. Amin. A națiunii noastre. Noi am păcătuit și părinții noștri și înaintașii noștri.
Te-am izgonit, Doamne Dumnezeule, din Constituție. Te-am izgonit din instituțiile publice. Te-am scos afară din legi. Te-am scos afară din coduri de legi. Te-am scos afară de pretutindeni. Iartă-ne! Iartă-ne că te-am scos afară și din biserică și tot ce a rămas este doar o formă de evlavie. Iartă-ne că ți-am tăgăduit puterea. Noi am păcătuit și părinții noștri, înaintașii noștri, preoții noștri, păstorii noștri, conducătorii noștri. Ne-am îndepărtat de tine. Dar acum ne întoarcem la tine cu pocăință, ne întoarcem la tine și mărturisim păcatele și din locul locuinței tale, iartă-ne, te rugăm, iartă păcatul personal. Doamne Iisuse, iartă-ne toate păcatele făcute cu gândul sau cu fapta, cu voie sau fără de voie, cu știință sau fără de știință. Iartă păcatele națiunii noastre. În mod special mă rog ca tu să ierți o generație care a fost avortată, păcatul acesta național, mai mult de 20 de milioane de vieți curmate și sângele lor din pământ strigă. Dar tu, în bunătatea ta și în credincioșia ta, mă rog ca tu să ne ierți. Iartă-ne de vrăjitorie, de idolatrie, de blesteme, de tot felul de religii false, de tot felul de lucruri care ne-a îndepărtat de tine. Iartă-ne de toate lucrurile, absolut de toate, ne întoarcem înspre tine. Și în cuvântul tău tu ai spus, cu milă și cu îndurare ne asculți, vindeși națiunea, vindeși țara. Mă rog ca tu să vindeși națiunea noastră. Toarnă peste România un duh de îndurare și un duh de rugăciune. Amin. Astfel încât toți să ne întoarcem cu privirile înspre tine, Doamne Iisuse, care ai fost străpuns, care ai murit pentru păcatele noastre. Ai înviat din morți și ești viu în vecii vecilor, te înălța la dreapta lui Dumnezeu, Tată. Amin. Fiecare familie, în cuvântul tău, Doamne Tată, este scris, tu torni Duhul Sfânt peste fiecare făptură, peste fii și fiice din națiunea aceasta. Ne rugăm ca tu să torni din Duhul tău Sfânt, peste tineri și tineri, peste părinți și peste bunici, peste toate generațiile, toarnă Duhul Sfânt. Amin. Binecuvântăm România, binecuvântăm conducătorii, începând de la președinte și până la fiecare comună. Ne rugăm pentru toate structurile, pentru toți conducătorii, pentru toate domeniile, fie că este în politică, fie că este în armată, fie că este în învățământ, fie că este în sănătate, fie că este în poliție, în judecătorie, în finanțe, indiferent unde. Eu mă rog pentru binecuvântarea lor. Tată, ne rugăm ca tu să-i binecuvintezi astfel încât ei să fie în slujba ta, să apere dreptatea, cei care au putere de decizii în legislativ, legi după voia ta, chiar Constituția să fie revizuită și numele tău să fie inclus în Constituție. Și, Doamne, mă rog pentru vremea când națiunea aceasta va fi închinată ție de către președinte sau de către prim-ministru printr-un decret în care să spună națiunea și hotarele și pământurile și totul ce este îți aparține ție și închinăm ție, Doamne. Mă rog pentru vindecarea națiunii din punct de vedere politic, pentru pace, pace, pentru prosperitate economică, pentru belșug de pâine, pentru relansare economică, pentru creșterea PIB-ului. Da, Doamne, Tu ești bun și drept. Și blestemul acesta în sărăcie și mentalitatea de sărac și mentalitatea de rob și mentalitatea de om de nimic, Tată, mă rog ca să fie înlocuită cu un gând după voia Ta, cu gânduri potrivite, potrivit stării noastre. Suntem o națiune binecuvântată, avem bogății, bogății, Doamne, și mă rog ca să binecuvintez națiunea astfel încât să ne bucurăm de bogățiile care Tu ne le-ai dat, bogățiile pământului, a muntelor, a apelor, a câmpurilor. Mă rog pentru generația tânără și mă rog pentru toate generațiile, astfel încât ei să fie oameni după voia Ta. Amin. Oameni care să inventeze lucruri, oameni care să lanseze economic, să facă lucruri noi, Doamne, să fim competitivi în toate domeniile, nu numai la nivel european, dar la nivel mondial. Amin. Fiindcă binecuvântarea Ta îmbogățește și nu este urmată de niciun necaz. Mă rog pentru cunoștință de numele Tău.
Amin. Poporul se întoarce la tine. Da, Doamne. Mă rog și în același timp binecuvântăm națiunea noastră. Amin. Și slava ta și gloria ta strălucește pe fața națiunii, după cum și acoperă cunoștința slavei națiunii, după cum apele acoperă adâncul mărilor. Și îți mulțumim că tu faci mai mult decât știm noi să ne rugăm sau să credem, fiindcă ești Dumnezeu. Amin. Amin. Frate Ilie, rugăciunea asta a fost mai mult decât tot ce am vorbit noi înainte. Și Domnul să asculte rugăciunea aceasta și a altora care se vor ruga spre binecuvântarea țării noastre. Domnul să binecuvânteze România și Amin. Să se îndure de noi toți. Mulțumesc pentru această ediție a emisiunii Puterea Rugăciunii și până la o ediție următoare a acestei emisiuni, Dumnezeu să vă binecuvinteze.